Tatiana, tot mai mulți dintre noi ne plângem de faptul că nu mai avem timp să ajungem la sală, timpul liber este tot mai limitat. Însă tu ai venit cu o idee extraordinară și trebuie să-ți mulțumesc pentru lucrul ăsta. Ești dovada vie că putem lucra și acasă foarte bine. Și vreau să te rog dacă ne poți arăta câteva exerciții pe care le putem face de acasă, fără să mai fie nevoie să mergem la sala de sport. Într-adevăr, este foarte simplu să ne alcătuim singur un plan de antrenament, să lucrăm acasă. Nu avem nevoie de absolut nimic în primă fază decât de noi înșine și greutatea corpului să reușim să facem câteva exerciții. Deja online ne oferă foarte multe variante și ne vine în ajutor în acest domeniu. Putem să băgăm într-un simplu search pe Google exerciții pentru fesier, exerciții pentru abdomen, exerciții pentru brațe și așa mai departe. Ne alegem 2-3, ne alcătuim un circuit pe care îl repetăm de 3 ori, a câte 10-12 repetări în funcție de pregătirea noastră. Putem să poate fi prima zi în care facem sport și nu o să reușim să facem prea multe repetări, însă nu este atât de greu. Sfatul meu este să alegem exercițiile care vin atașate și cu o variantă video, astfel încât să putem să găsim și să reușim să facem executarea corectă a acelui exercițiu. Înțeles. Păi hai să ne arăți câteva din exercițiile tale. Bun, pentru astăzi am ales să vă arăt trei exerciții, ca la școală, combinate câte două, ca să putem să lucrăm mai eficient. O să începem cu partea de jos a corpului și anume vom lucra fesierii și picioarele. Picioarele sunt deschise, vârfurile sunt orientate către exterior, coborăm într-o genoflexiune, după care ne întoarcem într-o fandare. Grijă la poziție, genunchiul nu trebuie să ajungă, să depășească vârful piciorului, ambele trebuie să fie într-o poziție de 90 de grade. Cobor, expir și revin în genoflexiune. 1 și revin, 2 și revin, 3 și tot așa până la 10, după care schimb partea, 10 pe partea dreaptă. 1, am revenit, 2, am revenit, nu uit să respir, să-mi țin spatele drept și să continui. Repet acest exercițiu de 3 ori, după care ne așezăm frumos pe saltea să încercăm să lucrăm și musculatura brațelor. Și tot așa până la 20. În momentul în care treceți de a 15-a repetare, veți simți că toată partea umărului, biceps, triceps, lucrează foarte bine. În continuare o să vă arăt câteva exerciții pentru abdomen. Ne așezăm pe saltea. Picioarele sunt întinse. Un antrenament foarte simplu, după cum ați observat, nu aveți nevoie de absolut nimic, niciun fel de accesorii, nu gantere, nu coardă, nu trebuie să ajungeți la sală, este foarte simplu, la voi acasă o simplă salteluță, multă voință și spor la treabă. Să ne arăți cum să preparăm un mic dejun sănătos și rapid înainte să plecăm la muncă. Mă bucur foarte mult că reușim să le arătăm celor de acasă această opțiune, pentru că, așa cum am spus și mai devreme, timpul este o problemă. Și micul dejun nu ar trebui să lipsească din alimentația noastră. În fiecare dimineață, la jumătate de oră după ce ne trezim, trebuie neapărat să avem ceva în stomacel. Tocmai de aceea astăzi o să vă arăt micul dejun, poate dacă vreți cel mai rapid după părerea mea, alcătuit din ovăz, și anume terciul de ovăz. Cu siguranță vă sună cunoscut pentru că deja ovăzul este foarte promovat pentru că are o mulțime de beneficii. Îți oferă senzație de sațietate, se prepară foarte rapid, ai energie pe tot parcursul zilei și sunt mult mai multe de amintit. Este un foarte bun stimulent și ne protejează împotriva stresului și așa mai departe. Uite, spunem de exemplu micul dejun pe care îl vei face acum. Cât timp ne va lua așa, aproximativ? Max, între 7 și maxim 10 minute. Wow. Se pune super la repede. Fiert, avem aici, eu aleg un lapte din proteină vegetală. Se pune la fiert, aproximativ 300 de ml, cât vă încape într-un bol nici prea mare, nici prea mic, alegeți o dimensiune medie. Fulgi de ovăz. Adaugă și aproximativ 2 linguri jumătate la cei 300 de ml. De ce țin să vă spun lucrul acesta? Pentru că în momentul în care fierbe, absorb tot laptele
Și consistența poate deveni mult, mult prea groasă, acum este în funcție de cum vă place, ori să-l faceți mai subțire, ori să arate ca o, să aibă consistența unei budinci. Amestecăm și v-am spus, stați cu ochii pe aragaz, în aproximativ 7-10 minute, el deja fierbe și arată cam așa, are o consistență destul de groasă, arată ca o budincă și o să vreau, Maria, să guști, să-mi spui ce gust are. Hai să vedem. Foarte, foarte bun. Este bun. Nici că e un griș. Peste fulgi de ovăz, o să adăugăm. La fel, în funcție de ce vă place, în funcție de ce aveți în frigider. Eu am zmeură. Fructele de pădure au foarte mult antioxidanți. Bananele, din nou, sunt foarte, foarte sănătoase, conțin potasiu. Este adevărat că nu este bine să mâncăm prea multe fructe în timpul unei zile? Fructele se mănâncă într-adevăr în prima parte a zilei. Să nu uităm că fructele conțin glucoză. Mai pe înțelesul tuturor este zahărul din fructe. Exact. Tocmai de aceea de preferat ar fi să le mâncăm în prima parte a zilei pentru că ne dau energie. Le mai putem include și în cele două gustări pe care ar trebui să le avem pe parcursul zilei. Însă undeva după ora 5... poate 6 ar trebui să încheiem cu consumul fructelor, pentru că se digeră deja uite, mai greu. Cât pregătești tu acolo, vreau să-ți mai pun o singură întrebare, apropo de micul dejun. Trebuie să-ți recunosc că eu, de exemplu, mă grăbesc dimineața când plec de acasă și se mai întâmplă să ratez micul dejun. Spune-ne cât de important e micul dejun dintre toate cele trei mese ale zilei. Așa cum ți-am zis, eu consider că poate este cea mai importantă masă a zilei. Pune organismul în mișcare și în funcție de ce mănânci, și spun asta pentru că, ok, poate nu ar trebui să mâncăm ciocolată sau să mâncăm un hamburger dimineața. În funcție de ce mănânci, așa poate fi și restul zilei tale. Micul dejun ar trebui să fie complet, așa cum sunt și celelalte mese. Rapid, am pus fructele deasupra. Este gata de mâncat. Și arată super delicios. Să ne cumpărăm anumite recipiente, caserole sau borcanașe pe care să le putem lua cu noi la birou, nu am timp să mănânc sau dacă reușim să ne facem selfie-uri la semafor, cu siguranță reușim să și mâncăm 2-3 linguri din recipientul nostru. Însă, nu am timp nici să stau să le fierb, nu am timp nici să-mi pregătesc de seara. Am luat un iaurt degresat, vă sfătuiesc să luați iaurt grecesc, adaug iaurtul din nou într-o farfurie sau dacă îmi doresc să-l iau după mine, îl pun într-o caserolă. De data aceasta am granola. Granola este ovăzul pregătit la cuptor cu un mix de semințe. Se poate cumpăra și din supermarket, se poate face și acasă. Vă sfătuiesc mai degrabă să-l faceți acasă, că astfel reușiți să-l faceți mai sănătos știind ce ingrediente puneți voi. Adaug 2-3 linguri. Îmi pun din nou fructele preferate deasupra. Afine, căpșunile și bananele. Da, îmi pregătesc aici și căpșunile. Bananele rămâne doar să amestec și cred că mi-a luat mai puțin de un minut. Este gata și din nou avem un mic dejun, o variantă rapidă și sănătoasă. Cum ai luat decizia să devii antrenor de fitness? Da, mi-aduc aminte. Cred că încă din liceu mi-am dat seama că aspectul fizic este destul de important pentru faptul că am fost și eu acea fată cu câteva kilograme în plus în adolescență și încercând tot felul de antrenamente sau intrând în contact cu tot felul de antrenori și participând la diverse clase de aerobic, mi-am dat seama că ceva nu funcționează, că ceva nu înțeleg sau nu fac corect sau pur și simplu nu conectez cu persoana care încerca să mă ajute să-mi respect programul de slăbit, astfel încât m-am apucat să citesc și să mă documentez și lovindu-mă de tot felul de lucruri sau văzând că o dietă nu funcționează sau un tip de antrenament
nu dă rezultate, m-am decis să încerc să înțeleg mult mai bine ceea ce înseamnă nutriția și fitness-ul și astăzi, uite, reușesc să stau de vorbă cu tine. Dar de unde ți-a venit toată această motivație? Pentru că toți ne dorim într-un fel să arătăm bine și cu toate astea nu toți ne găsim dorința asta să facem o schimbare. Am ajuns în punctul ăsta în momentul în care am înțeles că sănătatea este cea mai importantă, în momentul în care am înțeles că avem o singură viață și un singur corp și că trebuie să îl întreținem, pentru că ce este mai frumos decât să fim sănătoși și să nu știu, să evităm să ajungem la medici și să cheltuim poate bani pe tratamente, când putem foarte simplu să fim atenți la ceea ce mâncăm și să ne dedicăm acel minim de 20-30 de minute pe zi să facem mișcare, care este, bineînțeles, foarte benefică pentru sănătate. Sportul nu este totul atunci când ne dorim să slăbim și în momentul în care ne punem un obiectiv pentru, din nou, repet, sănătate. Diana ne învață și cum să ne controlăm poftele. Am mâncat două felii. Ce înseamnă asta? Mi-am satisfăcut pofta? Mi-am satisfăcut pofta. Dacă mă duc mai departe și mănânc toată cutia de pizza, nu am rezolvat absolut nimic și îmi îngreunez ziua ce urmează. Poate trebuie să fac mai mult cardio sau poate trebuie să elimin o masă și tot așa. Deci, practic, muncind atât de mult, tu te gândești că pentru tot ce ar urma, pentru a treia, a patra felie de pizza, tot să trebuiască să muncești și mai mult. Exact. Ok. Tu... Ce mănânci atunci când ți-e ție poftă, nesănătos? Așa cum ți-am dat exemplu de pizza, cred că pizza este singurul aliment din categoria fast food-ului care mă tentează. Undeva în subconștientul meu vreau să cred că poate nu este o alegere atât de nesănătoasă. Până la urmă avem un blat din făină și dacă reușim să găsim o firmă care ne oferă o pizza din făină, cu blatul din făină integrală, cu siguranță este mult mai bine. Încerc să nu combin, să pun pe blat, să-mi aleg topping-uri de brânză cu carne și să merg doar pe un singur fel. Ori merg pe o pizza vegetariană, ori îmi iau o pizza numai cu brânză, ori încerc să elimin brânza și să-mi aleg doar șunca sau ce topping are pizza respectivă și din nou mă opresc după o felie, două și cu siguranță mi-am satisfăcut pofta. Tu ești antrenor de fitness, zi de zi ești în sala de sport. Spune-mi dacă există mituri. Cum că dacă alergi pe stomacul gol, consumi mai mult. Că dacă nu ai împlinit o anumită vârstă, n-ai ajuns la maturitate, există posibilitatea să te accidentezi sau să îți agravezi situația medicală. Este adevărat? Da, o parte din ele într-adevăr sunt adevărate. Ai spus tu de faptul că ar trebui să facem antrenamente pe stomacul gol. Într-adevăr, studiile arată că în momentul în care facem antrenamente pe stomacul gol, practic în prima parte a zilei, că n-ar trebui să stai prea mult nemâncat, organismul folosește grăsimea proprie ca și energie. În momentul în care mănânci, el deja se alimentează și își ia energia din toată mâncarea pe care tu ai consumat-o înainte de antrenament. Deci, da, într-adevăr, este mult mai favorabil să facem antrenamente sau cardio pe stomacul gol pentru a fi mai aproape de rezultatele dorite în ceea ce privește slăbirea. Păi, de exemplu, dacă nu mănânc, există posibilitatea și să ai stări de leșin? Da. Că depui efort prea mare? Într-adevăr, există posibilitatea, tocmai de aceea întotdeauna recomand să aveți o asistență, să aveți un antrenor care să poată fi atent la toate stările voastre. Suplimentele alimentare sunt suplimente nutritive. Ele sunt elemente formate din micro și macronutrienți. Macronutrienții deja știm ce sunt, da? Proteina, grăsimile și carbohidrații. Ei, aceste micronutrienți sunt doar vitaminele, mineralele, uleiuri esențiale precum uleiul de pește, acizii grași și aminoacizii, ceea ce înseamnă că sunt substanțe care corpul nostru deja le produce, însă sau ni le luăm din alimentație, însă poate nu reușim tot timpul într-o zi să luăm, de exemplu,
Vitamina C dintr-un măr sau... proteina de care avem nevoie. Exact. Tocmai de aceea, la fel, în urma unor analize de sânge, de urină și așa mai departe, medicul poate stabili dacă tu ai poate o carență de fier sau un deficit de vitamina C și astfel îți recomandă cu o rețetă la farmacie să ții suplimentele acestea alimentare despre care discutăm.